Pentru că le frică. De patron, le frică de patron, că oricum, cât stau acolo, nu poate să zică nimica, că ei de afară. Și atunci tac. Și după ce pleacă, au curaj, că tot au plecat de la ei. Le e frică. Le e frică de locul de muncă. De ce? Pentru că îi dă afară imediat și le e frică de locul de muncă. Și reclamă după. Și le reclamă după. Majoritatea sesizărilor care sunt făcute după ce salariații părăsesc locurile de muncă nu-și mai au rostul. Pentru inspectorii de muncă e greu de stabilit vinovăția patronului. Cel mai ușor de soluționat sunt reclamațiile făcute atunci când angajatul mai este în activitate. La Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost depuse aproximativ 150 de sesizări din partea petenților care reclamau încălcări ale legislației muncii de către angajatori. Aspectele sesizate în sesizări sunt de regulă neplata drepturilor salariale, neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, nerespectarea regimului orelor. În marea majoritate după. Asta este o mare problemă. Este foarte important ca omul să facă sesizarea către noi în momentul activității, nu după ce a încetat activitatea, pentru că asta, la prima vedere, deja seamănă un pic ca răzbunare, să spunem. Vasluienii care nu și-au recuperat drepturile salariale de la patronii pot acționa în instanță. Numărul proceselor înregistrate pe rolul tribunalului în acest an este în creștere.